Salut, săgetători! Voi face citirea pentru luna octombrie privind lucrurile mai importante din viața voastră și voi folosi Lenormand și runele. Deci, cum va fi această lună pentru voi? Ce evenimente importante vor fi? S-ar părea că vă fixați la ceva, vă ancorați, fie la locul de muncă, poate până acum nu aveați un contract stabil sau ceva, erați în probe, acum aveți un contract, sau poate e legat de o relație, sau poate unii dintre voi vă fixați asupra unei locuințe pe care vreți să o cumpărați sau să o închiriați. Este o ancorare, este o fixare. Să vedem despre ce este vorba, în ce vă fixați. Voi folosi 3 ori 3. În centrul atenției voastre este locuința, casa, familia. Spre această casă vă îndreptați, fie că sunteți bărbat, fie că sunteți femeie. Voi, partenerul de viață, deci sunt ambii, vă îndreptați spre această casă privirea. Este în centrul atenției voastre. Unii dintre voi s-ar putea să aveți și totuși aspecte minore, nu dați importanță foarte mult, dar totuși găsiți soluția. Aveți aici cheia care reprezintă o rezolvare. Găsiți o rezolvare pentru această casă, fie că nu vă ajungeau banii, trebuia să luați niște împrumuturi. Și în final găsiți acest împrumut, găsiți sprijin. Poate alții dintre voi găsiți un sfat bun din partea unei persoane cu mai multă experiență, se gândește să vă dea un sfat bun care să vă aducă fericirea legată de locuința aceasta, de casă. Deci, vă aduce fericire, bucurie, tot ce vă doriți. Această fericire este și în urma unei discuții, probabil cu o persoană mai în vârstă, o persoană care are mai multă experiență și vorbim de o femeie care caută să zicem, să primească mai multe informații despre această locuință și primește foarte bine aceste informații, îi dă un aspect de bucurie, de căldură, adică o casă primitoare, căldură, fericire, bucurie. Tot această femeie, am putea spune, fie că sunteți voi săgetătorii sau partenera voastră de viață, dacă sunteți bărbați, pentru voi această casă. Deci veți trimite o scrisoare, veți scrie cuiva, această femeie va scrie fie unei rude, fie unei cunoștințe, fie trimite un răspuns. Poate că voi ați manifestat interes și ați început să primiți oferte și poate primiți aceste oferte legate de casă, de căminul vostru. Tot legat de aceste oferte de casă, de căminul vostru, este și soluția.
Deci voi vă doriți casa, dar nu găsiți soluția de finanțare. Cineva vă dă soluția de finanțare și aveți această corespondență. Pentru un bărbat am putea spune că voi, așa cum am spus, căutați lucruri mărunte, să primiți niște informații minore, să zicem, sau despre un copil, poate că unii aveți un copil și veți căuta niște informații despre copil, veți discuta cu cineva care se ocupă de copil, cu cineva care poate fi un frate mai mare, un părinte, o persoană care manifestă interes și pentru casa voastră, pentru locuința voastră. Deci, o persoană care vine să vă îndrume cumva și să vă ajute. Voi, la fel, veți primi un sfat bun din partea unei persoane care are mai multă experiență și vă dă acest sfat legat de ofertele pe care le primiți. Aceste oferte, bineînțeles, sunt legate de casă, de căminul vostru. Deci totul se centrează în această lună pe această casă. Este foarte important pentru voi. Vom vedea runele. Voi strânge ce este, nu este de citit și vor rămâne cele care sunt. Foarte puține. Și uitați-vă ce situație dificilă. Le luăm așa cum sunt grupate. Ce să spun aici? Este o relație care nu se perfectează sau o cădere de vitalitate, o de energie, o problemă de sănătate. Aici n-a apărut, dar s-ar părea că este ceva care este datorat trădării unei femei. O femeie care v-a trădat, v-a mințit. O femeie care și-a urmărit interesele ei. O femeie care a vrut să vă aibă în putere sau pur și simplu și-a urmărit interesul. Toate acestea sunt lucruri care am putea spune v-a adus o cădere de vitalitate, de energie și s-ar părea că sunt de ceva timp, fiindcă nu v-ați putut folosi intuiția, nu v-ați putut folosi mentalul să găsiți soluții și această situație este înghețată. Am putea spune că nu puteți schimba nimic în acest aspect, ceea ce v-a făcut această femeie, voi nu puteți schimba nimic. Totul rămâne așa cum s-a întâmplat. Nu aveți ce face. Toată situația este înghețată. Aici este tot o rună de întârziere, o rună care spune că este grindina, deci o fărâmițare a problemelor și o înghețare. Deci orice încercare a voastră de a ieși din această situație cu această femeie nu vă duce decât la nicio rezolvare. Nu puteți rezolva această situație creată de ea prin minciună, prin trădare. În schimb, aici aveți două care rămân cumva separate, două rune. O rună este o pierdere,
Deci sunt bani pe care îi pierdeți. Dar aici este o altă lună, cum să spun, apropiată de aceasta. Deci am putea spune că este cumva o decizie a voastră să vă comportați corect, să fiți corecți, să preferați dreptatea, adevărul. Și această atitudine corectă este arborele de Tisa, iar aceasta reprezintă Tisa. Aceasta reprezintă bani, reprezintă bunuri materiale, acumulare, dar reprezintă bani pe care ar trebui să-i primiți, să-i primiți printr-o moștenire, să-i primiți din familie. Deci am putea spune că nu primiți banii pe care voi sperați să-i primiți sau nu primiți partea voastră de moștenire, ceva de genul ăsta. Este o pierdere, deci pierdeți niște bani. Dar această lună, răsturnată, vă spune că totul depinde de voi. Dacă sunteți corecți, fermi, în această atitudine, atunci toate aceste aspecte negative, pierderea aceasta, fiindcă este lângă această pierdere, se va transforma într-un câștig. Și totul depinde numai de atitudinea voastră. Este o lună de condiționare. Deci totul se poate transforma în avantajul vostru dacă preferați corectitudinea, adevărul, dreptatea. Această situație negativă, ea așa rămâne. Deci nu puteți să schimbați această trădare, cădere de vitalitate, de energie, probleme de sănătate. Ele rămân. Deci nu aveți cum să le schimbați, fiindcă aveți această lună care este de înghețare. Și aici nu avem nicio lună care să pozitiveze cumva acest aspect. Deci pentru voi în centrul atenției va fi locuința voastră, căminul vostru, unde puteți avea în urma unor sfaturi și în urma găsirii unei soluții pentru lucrurile minore care vă afectează, voi s-ar putea să vă bucurați, adică să vă simțiți bine. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi acest canal, dând un like, abonându-vă, transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!